Bun, deci sunt Dorian Bun și bine v-am regăsit la un episod de data aceasta aici pe Sampe, exact cum v-am oprit. În acest episod o să mergem frumos, mai întâi să ducem această cursă la în Glen Park, iar după o să mergem până la dealership, deoarece s-au suplimentat toate stocurile cu 2. O să-mi iau 740K la mine și mergem să ne cumpărăm un Euros. Bun, sper să nu mai prind. Eurosul nu este o mașină atât de căutată încât să zic că se dă, uite așa. Așa că zic că o să prind un stoc. Mă rog, o să vedem. O să vând Wi-Fi-ul rulându-se pentru că nu am ce face cu el, decât să stau să-l vând pe 10K. Tot aia mie, diferența mare nu este. Nu, 10K nu e o nu e o averă atât de mare, deci nu pot să zic că mor la 10K. Deci o să-l vindem pe vreo 2K sau ceva gen, dar nu mă interesează. Mergem, pe mine mă interesează ceva mult, să cumpăr acel Euros pentru a îmi completa colecția și după aia ne apucăm să strângem gold pentru a-l face Haydn. Bun, am ajuns aici, am dus cursa, făceam și eu aici frumos quest-ul. Așa. Am luat 366 de dolari și încă 333 la cont premium. Este bine. M-am 3 joburi de făcut. O nu o să le fac acum, o să le fac mai pe seară, pentru că mi se destul de somn. Dar am văzut acum că s-a băgat stoc, așa că tragem rapid o fugă până la DS, remorchează. What the fuck? Mi-am dat remorchează și nu mai e. Bine, mă, că se despawnat. Da, hai că i-am dat ultimul loc cunoscut, hai că da. Infernus. Nu știu de ce se încarcă atât de greu de spawn. La fel de greu Infernus, la fel de greu loc parcare. L-am bubuit tot sărăcă cât de cât, că l-am dat într-un stâlp din greșeală. Mă rog, hai să mergem acum rapid la PNS. Alt, îl reparam. Și după aia merge rapid la bancă, după aia la DS. Ce costau pe capul meu? Hai că dacă e nici că plecam cu făcut. Asta mi-a tăiat calea cu autobuz. Cu o mașină de gunoi când mergeam cu autobuzul. Mă rog. Hai să mergem rapid la bancă. Nu o să fie un episod foarte lung pentru că v-am spus. Am făcut acest episod foarte spontan. Pentru că am văzut că o să băga stoc. Nu știu dacă o să aibă 10 minute acest episod. Dar, da, mă rog. Avem 250 de km deja de ieri până astăzi. Deci avansăm spre milion. Bă, eu zic că acest infern va costa la 1 milion de km, o să fie super forță. Din păcate nu pot să-l vând la playeri. Asta este, dar asta este, nu e nici fel de problemă. Oricum nu prea am de gând să le dau. Wait, draw, zintr-o frumos cam am plinul băgat. Foarte forță. Rămânem și noi cu 700, cu 30K. Cam ca săraci, da? Asta e. Dacă vrea mașini scumpe, trebuie să ne rupem un pic de la gură, între ghilimele, să zic așa. Hai să mergem acum rapid la DS. Pentru că poate mai vrea și altcineva Euros și ar vrea să prindă la cumpăra Sanking. Cred că era cumpărat. Infernusul ăla a fost cumpărat din DS, clar. Ia tu ce mașină mai ai. Pe toate diferența tu ai Haydn. Eu am și VIP deja pe el, deci e forță. Bun, frate, că m-am ajuns la DS. O să-l tunăm și o să vopsim în acest episod, dacă sunteți curioși. Mă refer la Euros. Ia uitați să ce aici. Deci dacă nu cumpăr nimeni Euros, e super forță. Chiar m-am grăbit să-l cumpăr. Uitează, bulletul by vehicle. Și hai la Euros. Băi, ești nebun? Nici sultanul nu s-a dat, ești nebun. Turismo sunt încă, ben și s-a dat unul, buletul la fel, infernul 0. Este 0, hotlinga. Da, s-a dat destul de bine. Dacă se închingă încă mai este. Euros, țaca paca, două modele, bui model, da.
A, da, am uitat să, da. Slash V. Hai, frate, nu știu de ce mi se încarcă atât de greu. Wi-Fi-er. Uite și voi, vedeți? Cât de greu. Wi-Fi-er vinde. Da, 3000. Bui vehicle. Bun, hai să mergem rapid la Euros. Euros. Uitați aici. Bui model. Da. Și am cumpărat un euro, am prima mea mașină de 700, peste 600k cumpărată din dealer și un euro frumos, elegant. Eurosul unde este? O să trească, uitați-l acolo, ce frumos e el. O să trească să-i găsim un mod frumos, cred. O să-i bag ceva, nu știu. Nu sunt încă foarte hotărât, dar îmi place maxim, e super frumos. Și cu trapa asta panoramică e genial. Mergem să-l tunăm, după mergem să-l vopsim. Și așa, după aia mergem să-l parcăm și gata bălciu cu euro. Dar uitați și voi cât de frumos e. Bă, e bine că am fost pe server. Nu mai fac alea 3 quest-uri acum. O să merg după aia cu eurosul. După tragem o fugă așa pe videoclip până pe Ciliat să dăm un get gift cu eurosul. Poate ne duce ceva noroc. Și ne mai duce nouă ceva gold. Tot pentru euro, îți dați seama dacă ne dă gold. Pentru că haide nu o să-l pun din... haide o să-l pun din maraton pe Infernus și ăsta aș vrea să-l cumpăr cu gold. Dar nu, parcă nu-i l-aș cumpăra cu 600. Mă rog, hai să intrăm aici. Dau de vest 4K, văd că From bumper in bumper wheels. Nu știu ce roți să-i pun. Vreau să-i pun ceva frumos. Sper că am destui bani la mine. Nu știu dacă cred că am vreo 15K. Bă, și astea sunt frumoase, dar mai frumoase să stea totuși. O să le pun pe acestea totuși. Nitro, încă 5K, 11K. Și exchange n-avem. Hidraulic ar mai fi. Mi-ajunge, e bine. Bui. 1300 și ceva de K. E bine. Și este gata și Eurosul. Atât avem de pus pe el, e super frumos. Mergem să îi dăm o culoare frumoasă, nu știu exact ce culoare, cred că o să-l fac un roșu. Momentan n-am Haydn, o să-l fac 194 cu 100, nu știu cât, tot un roșu, dar mai frumos ăla Haydn-ul. Pe românește o să-l fac exact ca al lui Nizde, dar până atunci o să-l facem non-Haydn. Car color, color am zis. Bun. Și acum hai să căutăm un roșu, ia uitați. Dar hai să vedem dacă mai există un roșu, altfel de roșu. Să văd dacă găsesc o culoare secundară. What the fuck? Stați un pic să opresc alarma, frate. Pare rău, n-am vrut să pun pauză la filmare pentru că nu am chef să stau să editez. Cred că o să-l fac 79 cu un roșu, primul roșu. Ia vedem 79 cum dă pe el. Da, 79 cu 3. Așa, Baikal, da. Sunt sigur că vreau să-l vopsesc. Bă, e frumos Eurosul, n-am ce spune. Mi-am cam făcut setul de mașini. Eu, dacă mai reușesc să mai iau și un Sultan în colecția mea de mașini, nu pot să vreau mai mult. Bă, un Sultan sau un Sand King, una din astea două, dar cred că mai degrabă un Sand King pentru că e mai frumos, cel puțin din ochii mei. Mi se pare mai folositor un Sankin decât un Sultan. Pentru că în loc de Sultan avem Turismo, de exemplu, Infernusul iese mașina de viteză și pa,
singura diferență e care 4 locuri. Bun, dă să le spawnez peste a două turismo, loc parcare, Infernus, de spawn, Infernus, loc parcare. No, ele a două acolo și ăsta aici. Dar o să-l pun invers cu fața la ele. O să am nevoie de încă un slot. O să vreau să-mi cumpăr, cât de curând, un slot. Să cumpăr sau să-l câștig un slot. Vehicul slot. Parc. Și acum, hai pe Ciliad. Cam de 10 minute este bine. Bă, să vede ce când dau nos mi se sting farurile. Asta nu înțeleg. Bă, sincer vă spun, sper la un 25K, pentru că chiar nu mai am bani de aproape deloc, 31 și 32K. E o avere care nu, nici nu prea este o avere, mai bine zis. Mă rog, hai să mergem acum rapid pe Ciliad să, cu Eurosul, bineînțeles, să dăm și noi un get gift. Și ne revedem pe seara, cred că o să mai fac un episod pe seara. Când termin quest-ul, mai dăm un get gift, mai dăm un finish quest și vedem ce mai facem. Dar poate acel episod o să-l postez pe mâine, deci nu vă promit nimic. Ăsta cum îl termin, cum îl și postez. Dar da. Băi, frumos Eurosul, n-am ce zice. Ăsta aici pe cont o să rămână pentru că îl fac Hayden. Cam toate mașinile pe care o să le cumpăr, o să vreau să le fac Hayden și dacă se poate, dacă ele suportă VIP, vreau să le fac și VIP. Pentru că mi se pare. Nu înțeleg de ce ai vrea să-ți dai mașinile. De ce aș vrea să le vând, mai ales că nu sunt jucător de barbut. Pentru că da, bun, dacă jucam barbut, le vând și îmi iau altul după ce îmi recuperez bani. Dar nu sunt jucător de barbut pe SAM. Deci nu văd de ce să îmi vând mașinile. Așa că prefer să le fac VIP și Hayden. Arată și mai frumos. Dacă vreau să vând vreodată contul, bineînțeles că se vândă mult mai scump. Mă rog, dar nu o să fie cazul, pentru că îmi place foarte mult Bizon. Îmi place și averea pe care am dezvoltat, Infernus, Turismo, Euros. Nu contează că Infernusul este luat cu gold, este tot o avere pe care aș fi putut, de exemplu, acel gold să-l investesc într-un an de cont premium. Dar am preferat să îl investesc așa. Avem 29 de zile de cont premium. Destul de bine, zic, dar vă dați seama că mai vreau. Ieri am luat 7 zile, am luat și din cutie, am mai luat câteva zile, încă vreo 2 săptămâni, e bine. E bine. Bun, vreau să vedeți că am ajuns și la baza Ciliadului. Urcăm acum sus pe Ciliad, la Țigan. Și după aia, eu zic că până pe la și un sfert, eu zic că reușim să ajungem pe Ciliad. Sper că acest euro mirobolant să ne ducă noroc în aducerea de bani. Da, ci că nu voiam să editez. A intrat fratele meu peste mine în cameră și vă dați seama că a trebuit să opresc filmarea. Uite, tu ce țigan prost. Mă ajută. Mă rog, asta este. Deci aveam 13 minute. Eu zic că până pe la și 15, 16. Voi. Bă, dar dați-vă mă din drum. Mamă. E, dacă nu dau eu în el. Auto mă știu la mine cum conduc, mă mâncați așa. Numai pe două roți. Așa știu eu. Mamă, că. Bă, mi se pare cel mai prost task pe care putea să-l bage scripterii. Să lansezi 9 artificii, frate. 9 artificii costă 9.000 de dolari. 10.000 cu aproximație. Frate, ăia 10.000 mai puneam încă, cât să zic, încă pe atâta și mi-am o cadrona. O mașină foarte bună din punctul meu de vedere. Am avut o grămadă și am făcut la afaceri cu ele. Deci, mi se pare cea mai proastă chestie. Bă, înțeleg că îmi dă 200 gold și trebuie să fac ceva pentru ea 200 gold. Dar nu cred că era necesar să facă chestia asta. Să bage
să-ți bagi artificii. Mâine mai are puțin și te pune să-ți cumperi mașina de peste 800K. Nu știu, sau nu știu, mașină de... să-ți cumperi o mașină premium. Sau nu știu, ceva gen, nu știu. Mă rog, asta este fiecare cum crede. Mie oricum, 9K nu era un capăt de țară, dar zic așa, pentru că pentru cei de level 3-4, 10K sunt poate mai bine, mai mult decât toți banii lui. Nu știu, eu de exemplu când aveam level 3 pe contul ăsta aveam, cât să zic, 10-15K maxim. Și să fi băgat 9K într-un niște artificii nu mi-ar fi convenit. Mă rog, asta este, m-am făcut la praf, asta e. Mergem acum rapid la... ne urcăm sus, mergem pe jos că nu avem de ales. Dăm și un get gift și putem să închidem episodul liniștiți. Și ne vedem pe seară, adică eu filmez pe seară și poate ne vedem pe mâine. Bun, hai că mai avem puțin. Mai urcăm aici o țâră, o leacă. Ia să văd cine este participantul, uraganul, idura. Ah, nu. Credeam că este tot News Reporters. Și get gift. Pac. Cât 15 puncte de misiune. Bă, slab, dar putem măcar să ne cumpărăm o cutie, o deschid pe seară și mai fac niște puncte la maraton. Avem și noi 26 de puncte. E slăbus, dar le fac pe astăzi. Dacă eu o să intru și în skin-uri, nu e aia o problemă. V-am spus, încă n-am intrat în skin-uri, dar o să vedem. Bă, ce o să fie nașpa că dacă o să reușesc să cumpăr mașina aceea, un Sanking sau ce vreau eu să-mi cumpăr exact, nu știu încă, o să fie nașpa că o să reușesc să vând turismul acela pe care îl primesc de la maraton, o să reușesc să-l vând. Pentru că oricum vând mașina de tutorial când iau turismul ăla și o să-l țin în loc de mașina de tutorial. Mă rog, asta este. Hai să dăm și noi get gift, să luăm un crate și bun. Bun, vă cam atât a fost cu acest episod. Vă mulțumesc pentru toată atenția acordată. Eu am fost Zuki, iar până la următorul episod, vă salut. Bye bye.